Una în acea Iată-ne împreună în această seară la o emisiune de suflet pentru suflete. Și de ce este importantă? Pentru că ea vorbește despre programarea viitorului nostru. Și cu siguranță mulți vă veți întreba, dar oare e posibil așa ceva? Și eu vă spun că da. Chiar dacă poate unii teologi sau unii confrați nu vor fi de acord cu ceea ce susțin. Trebuie să vă spun că prin afirmațiile pe care le fac, la baza lor există în spate niște ani de studii și poate există și o experiență atât didactică, dar și teologică, pentru că această experiență despre care eu vă vorbesc are niște experiențe, mă iertați pleonasmul, are niște personaje sau persoane pe care eu de-a lungul timpului le-am monitorizat, să zic așa, spiritual și de ce nu le-am și sfătuit prin activitatea pe care o desfășoară și prin ceea ce au început să gândească în folosul lor, adică au avut o evoluție pozitivă și de la momentul în care au ținut cont de îndrumările, de sfatul și de tot ceea ce am încercat eu să explic prin calitatea mea de duhovnic și nu numai, și de profesor în știința sacră, în sacroterapie, am observat o îmbunătățire și o schimbare radicală a vieții multor oameni care mi-au trecut pragul bisericuței din lemn Sfânta Maria din Voluntari pe care am ctitorit-o. De aceea, cu siguranță că acest subiect vă va stârni interes și cred că merită ca această oră să o petrecem împreună pentru a afla lucruri noi și pentru a învăța pe voi cei care sunteți acasă lucruri pe care poate nu le-ați mai auzit, poate nu le-ați citit sau de ce nu, așa se spune că omul cât trăiește tot învață și avem, iată, această șansă de a învăța lucruri noi și de a ne bucura împreună de șansa pe care prin micul ecran, iată, ne este dată ca în sufletele noastre și în viața noastră să pătrundă lumina. Cum ne putem programa viitorul? Cred că orice om ar dori un răspuns la această întrebare, pentru că întrebarea pe care noi o punem astăzi sau pe care eu de altfel vă adresez este legată în mod special de viața dumneavoastră, de cuvintele pe care le rostiți zilnic și de hrana pe care voi o dați de fapt ADN-ului. Știți că fiecare dintre noi avem un ADN și poate știți sau nu știți, Dumnezeu se află în ADN-ul nostru, iar cuvintele sunt cele care hrănesc sufletul. Cuvintele sunt cele care ne pot aduce nouă bucurie, ne pot aduce speranță, ne pot aduce o vibrație înaltă sau ne pot aduce tristețe, ne pot aduce opusul bucuriei, nu? Suferință și de ce nu și deznădejde. De aceea, diavolul, ca să poată pune stăpânire pe om, începe să-l
îl stăpânească, pentru că nu îi este ușor diavolului să pună stăpânire pe un om, pentru că știm că fiecare dintre noi avem un înger păzitor. Însă îngerul nostru păzitor este acolo prin libera noastră voință. Câte vreme un om a început să înjure, câte vreme un om a început să devină vicios, să devină bețiv, să devină depravat, ca să nu folosesc cuvântul urât, câte vreme omul a început, acel om, să mintă, să batjocorească, să-i batjocorească pe cei din jur, îngerul păzitor se retrage și din acel moment diavolul este cel care pune stăpânire pe mintea omului, pe viața lui. Și cred că ați trăit sau trăiți mulți dintre cei care mă ascultați o astfel de experiență în care vă treziți la un moment dat lângă dumneavoastră cu un membru al familiei care se transformă, devine din omul care era zâmbăreț și vesel un om foarte rău, un om răutăcios, un om agresiv. Și acel lucru se întâmplă frecvent în cazurile de divorț, când fie el nu mai este cel care era odată, cel care oferea iubire și atenție, sau fie ea este cea care din acel moment nu mai este femeia tandră, iubitoare, femeia care se aducă soțului echilibru emoțional și să îi ofere de altfel liniștea sufletească. Deci ce se întâmplă în acel moment? Omul devine, intră în această stare de degradare și acest lucru este posibil prin cuvintele pe care el le rostește, pentru că ați cunoscut și cunoașteți de altfel probabil sentimentul, mulți dintre cei care mă urmăriți, acela de degradare, de jignire. În momentul în care începi să fii jignit, în momentul în care începi să fii izolat, să nu mai ți se acorde atenție, să te izoleze, să zic, persoana căruia tu i-ai oferit iubire, din acel moment a dispărut, iubiții mei, ceea ce numim noi respectul. Și în momentul în care dispare respectul, atunci intervine întristarea, intervine supărarea, intervine mâhnirea, pentru că de multe ori avem tendința de a uita, ne spune că iubirea trebuie să ierte, trebuie să rabde, dar de multe ori iubirea, chiar dacă este oarbă, la momentul în care omul este pus în acea balanță, ce fac, merg mai departe sau mă opresc, intervine rațiunea care vine și îți spune, cred că este mai bine să te oprești, sau poate este bine să dai o șansă unui om dacă merită, dar dacă poți să uiți. Câte vreme nu poți să uiți un om care ți-a făcut rău, câte vreme nu poți să uiți momentele de tristețe care ți-au provocat răni adânci, atunci tu, iubite suflete, te afli într-un conflict între rațiune, între registru emoțional și registru afectiv, adică registru rațional, mă scuzați, și registru afectiv, și ne întrebăm până la urmă cine câștigă. Acolo unde există o iubire pură, de regulă iubirea câștigă, pentru că întotdeauna o femeie care și-a iubit soțul sau un bărbat care își iubește soția îi acordă o a doua șansă. Există, nu, iertarea despre care am vorbit, și aș vrea să vă spun că iertarea are un rol foarte important, mai ales la oamenii care sunt bolnavi, care trec prin anumite suferințe și care doresc de la bunul Dumnezeu un ajutor. Ce înseamnă ajutor? Cu toții ne rugăm bunului Dumnezeu să ne împlinească o anumită cerere, să ne dea sănătate, să ne dea prosperitate, să ne dea bucurie, și multe persoane care, să zic, sunt singure, își doresc perechea sufletului, sau mulți tineri își doresc copii și așa mai departe. E, aici intervine ceea ce citim pe micul ecran, aici intervine programarea. De ce? Pentru că programarea despre care eu vă vorbesc are legătură cu gândurile noastre, cu ceea ce gândim, dar atenție foarte mare, și cu ceea ce
scoatem pe guriță. De ce acest lucru? Mulți, din păcate, folosim cuvinte fără să le cunoaștem valoarea lor. Și v-aș ruga să fiți puțin atenți, iubiții mei, la cuvintele pe care le folosiți, am mai spus-o și vă mai spun și celor care poate pentru prima dată au deschis televizorul. Cuvintele sunt ființe vii, spunea părintele Arsenie Boca. Deci cuvintele sunt cele care ne pot influența viitorul și ne pot programa viitorul. Adică, dacă sunteți acasă acum, cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră, cei care mâine, de exemplu, doriți sau doriți să participați la o slujbă, o liturghie, nu? Sfânta liturghie la biserică, vă programați din această seară ca mâine dimineață să vă treziți și la ora acutare să fiți în Sfânta Biserică, să mergeți la 8, la 9, la 10, deci de cu seară vă programați pentru a doua zi. Cei care, sigur, nu fac acest lucru și simt de dimineață dorința de a se duce la Sfânta Biserică, la fel, această dorință este programată de subconștientul care cere ca prin prezența noastră acolo sau la un concert sau la un spectacol, din păcate, animale domestice, am mai dat voie, acest lucru se realizează prin programare. Dar pentru a vă demonstra exercițiul minții că ceea ce vă spun este adevărat și sunt convins că mulți dintre cei care mă urmăriți îmi veți confirma ceea ce spun, dacă ne programăm ca la ora 6 sau 7 dimineața să ne trezim, faceți acest experiment și veți vedea că la ora 7 fix ochii dumneavoastră se deschid și fără ceas v-ați trezit exact la ora respectivă. De ce? Pentru că programându-vă în subconștient cererea dumneavoastră, dorința dumneavoastră poate deveni realitate. Deci, iată cum, prin ceea ce spunem, ne putem construi viitorul. Greșeala pe care o fac mulți dintre tineri și pe care o faceți și dumneavoastră, cei care poate mă urmăriți la această oră, este generată de neîncredere. Pentru că în momentul în care ai reușit sau ai ajuns la moment al vieții în care nu mai ai încredere în tine, deja te afli într-o mare problemă. Ce înseamnă să ai încredere în tine? Înseamnă să crezi că imposibilul poate fi posibil. Imposibilul poate fi posibil prin credința ta. Pentru că, vedeți, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, atunci când vindeca bolnavii, le punea o întrebare: tu crezi că eu te pot vindeca? Și omul răspundea: cred, Doamne, ajută-mi necredinței mele. Și atunci această remarcă sau acest răspuns, ajută-mi, Doamne, necredinței mele, venea ca o completare a credinței lui pentru a fi statornică. Pentru că mulți avem această tendință, ne ducem bucuroși la biserică, ne ducem încrezători și ne dorim multe lucruri. Dacă ați ști câte lucruri scriu oamenii pe acatiste, își doresc fericire, alții doresc să-și cumpere o casă, alții doresc să o vândă, alții își doresc să se căsătorească, alții își doresc să dea naștere de prunci, alții își doresc să se vindece de boli și așa mai departe. Deci toate aceste dorințe pot fi realizate în momentul în care noi am reușit să ne programăm un timp, pentru că fiecare timp are timpul său. Vedeți, le spuneam fetelor, tinerelor care veneau și îmi spuneau: părinte, vreau să mă căsătoresc. Câți ani ai? 30 și nu știu câți, sau 40, sau în fine. Dă-ți un timp. Câte vreme nu-ți dai un timp, uite, mă căsătoresc anul viitor, în 6 luni de zile. Și în momentul în care ți-ai dat timpul respectiv, vă rog să fiți atenți la ce trebuie să faceți. Indiferent, și asta este valabil nu numai la căsătorie, este valabil pentru orice cerere sau dorință pe care noi oamenii o avem, pentru că să știți că gândurile noastre așternute pe o coală de hârtie produc materie. Ce înseamnă? Se materializează. În momentul în care eu îmi doresc ceva, îmi scriu pe o hârtie ce îmi doresc.
Îmi doresc ca pe 6 iunie 2022 să mă căsătoresc. Vă uitați sigur la ce zi sau și veți, deci veți pune acea dorință împachetată într-un sertar și veți observa că poate o puneți acea dorință, mai puneți și alte dorințe sigur realizabile, veți observa că ce ați scris în bilețelele respective se întâmplă. De ce? Pentru că se numește în termeni psihologici materializarea gândului. Același lucru este practicat și la noi în Sfânta Biserică când omul își scrie acatistul și acolo spune Ioan, Maria, Vasile, Gheorghe se roagă pentru. Gândiți-vă câte Ioane, câte Mării, câți Ioani, câți Gheorghe nu sunt în această țară, în această lume. Și atunci, prin strigarea pe care preotul o face la Sfânta Biserică, ceea ce ai scris tu, cuvântul care dorești să se materializeze într-o realitate, este transmis în univers prin rugăciunea pe care preotul o înalță către Dumnezeu și iată cum, întorcându-ne acasă, cel puțin 60% din dorințele noastre încep să devină realitate. Dar această realitate nu poate fi confirmată decât prin credința noastră. Ori eu nu pot să merg undeva, de exemplu, la o instituție, la o facultate, la o universitate, la un medic sau la biserică, dacă eu nu am încredere în acea persoană sau dacă nu am încredere în mine ca om, că ceea ce îmi doresc să realizez, voi și reuși. Să țineți minte că de multe ori Dumnezeu nu vă împlinește dorințele pentru că poate nu sunteți pregătiți să faceți față în momentul în care ați fi beneficiarii cererii pe care voi ați făcut-o prin acea rugăciune sau prin acel acatist. De aceea mulți dintre noi ne supărăm atunci când mergem la un examen și când învățăm, sigur că pentru a te prezenta la un examen trebuie să parcurgi o anumită materie, înveți, te chinui ca să îți obții postul respectiv și la un moment dat ți se răspunde că nu ai fost admis. Sigur că oamenii se întristează, plâng și spun, Doamne, de ce nu m-ai ajutat? Să știți că Dumnezeu nu v-a ajutat să obțineți acel post pentru că El știe viitorul. Viitorul nostru îl cunoaște, știe până și un fir de păr din capul nostru când se mișcă și a îngăduit acel lucru ca tu să nu poți fi admis pentru că la un anumit moment probabil al vieții tale pe acea funcție sau postul pe care ți l-ai fi dorit, ai fi suferit sau ți s-ar fi întâmplat o nenorocire și pentru a te feri Dumnezeu de o asemenea nenorocire, de un asemenea rău, iată că nu a contribuit la dorința sau la cererea ta ca ție să-ți fie bine. Deci, pentru a vă împlini cererile voastre și pentru ca dorințele voastre să devină realitate, programați-vă viitorul și spuneți așa, peste 3 luni, peste 6 luni, peste un an, voi rezolva sau voi face acel lucru. Și veți vedea că în momentul în care atenția dumneavoastră o veți concentra și o veți canaliza pe acel drum, din acel moment universul va începe să funcționeze, să vă ajute, să vă susțină, pentru că El este de altfel convins, sau universul de altfel va primi informația pe care tu ai transmis-o către El și este susținută această informație de credința ta care trebuie să fie statornică, adică nu oscilantă. Pentru că vedeți de ce întotdeauna avem nevoie de un timp. Astăzi eu îmi doresc un lucru, dar peste 2 luni sau 3 luni s-ar putea ca ceea ce mi-am dorit astăzi să nu mai fie valabil. Fie m-am certat cu prietenul, cu iubitul, fie poate s-au întâmplat anumite lucruri în viața mea care nu mai mă pot susține la ceea ce mi-am dorit și atunci Dumnezeu îngăduie acest timp ca omul în momentul în care va primi de fapt darul care îi se va dărui lui prin credința, subliniez, credința voastră și nu vorbim de habotnicie, vorbim de faptul că
noi, cei care ne rugăm lui Dumnezeu, credem că ceea ce este imposibil poate fi posibil. Și aici, la această credință, trebuie să participăm cu o mică jertfă. Această jertfă este regăsită în timpul pe care noi îl dedicăm sufletului nostru, îl dedicăm minții noastre, pentru că toate emoțiile despre care eu vă vorbesc, atât cele negative, cât și cele pozitive, vor trece prin inimă, prin creier, prin mintea noastră, și dacă ele sunt negative, otrăvesc, să țineți minte ce vă spun, ADN-ul despre care vă vorbeam la început. Dacă sunt pozitive, îl hrănesc cu bucurie. Am întâlnit oameni care erau în anxietate, în depresie, și cărora, în momentul în care a venit psihologul sau a venit preotul și le-a făcut o slujbă, prin cuvintele, prin explicațiile care i-au fost date, l-au ridicat din pat, l-au scos din acel întuneric al deznădejdii și i-au dat omului speranța că totul va fi ca la început sau poate de multe ori mai bine. De aceea, cei care astăzi sunteți în suferințe, cei care astăzi sunteți foarte dezamăgiți de ceea ce vă oferă viața, de ceea ce va oferi partenerul, partenera, de faptul că sunteți bolnavi, să nu vă pierdeți, pentru că nimic în viața unui om nu este întâmplător. Iată și faptul că astăzi ne-am întâlnit prin micul ecran și vă vorbesc, și prin faptul că la această emisiune îl avem ca patron spiritual, ca ocrotitor și mai ales la Bisericuța Sfânta Maria din Lemn și pe Sfântul Pangratie, cel pe care îl vedeți aici pe masă, Sfântul Pangratie de altfel, un sfânt pe care nu-l cunoașteți sau n-a auzit foarte mult de lume de el, fiind ocrotitor, apărător și ajutător la familiile cele care sunt încercate de necazuri, la cele care trec prin depresie, la cei care au probleme financiare, necazuri și suferințe. Și ce mă bucură foarte mult, că la bisericuța pe care am ctitorit-o am moaștele Sfântului, care s-au dovedit a fi ajutătoare și chiar a face minuni în multe familii care s-au rugat Sfântului, care au venit plângând și după foarte scurt timp s-au întors zâmbind și mulțumind pentru ajutorul dat. De aceea, pentru că mulți sunați și întrebați unde este bisericuța, unde mă puteți întâlni, m-am gândit așa ca în fiecare duminică de la 12 la 2, ora 2 sau 3, să fiu la bisericuță și să vă aștept pe cei care doriți să vorbiți cu mine. Mă refer la cei care sunteți din București și cei care veți dori să veniți la dezlegările cele mari pe care le voi face, la dezlegările care sunt regăsite în această carte. Această carte nu o găsiți în magazinele, să zic, de cult, pentru că această carte este însoțită de un pachet numit pachetul Darul Bucuriei. Aici avem un undelem sfințit cu ulei sfințit și cu picătură în fiecare de la mai multe masluri, dar mai avem acolo ceva. Avem concentrată toată energia, să zic, binelui, rugăciunile care s-au făcut pentru ca acest undelem să fie folositor celor care trec prin suferință, să-i ajute pe cei care au necazuri. De exemplu, sunt mulți oameni care se deoache foarte ușor, mulți oameni care intră în atac de panică, și de câte ori s-a dovedit, s-au uns de dimineață înainte de a merge la muncă sau la școală cu acest undelem care poate fi înmulțit, rezultatul a fost de îndată. Deci nu vreau ca să intru în detalii amănunțite, însă vorbeam tocmai de credință. Oare ce pierdem dacă noi credem în puterea lui Dumnezeu? Și să știți că Dumnezeu este pretutindeni, este prezent în natură. Dumnezeu este prezent, iubiții mei, în frumusețea pe care
o vedem în flori. Dumnezeu este prezent, iată, prin sfinți, în sfintele icoane. Dumnezeu este prezent acolo unde există bucurie, unde există iubire și dragoste. Din păcate, dacă stăm să analizăm puțin ceea ce se întâmplă astăzi în întreaga lume, vedem că lumea este guvernată de rău. De ce este guvernată de rău? Pentru că ne lipsește celor care astăzi trăim în iadul suferinței, ne lipsește credința. Îmi veți spune, poate mulți, părinte, mie nu-mi lipsește că eu cred în Dumnezeu. Să știți că și diavolul crede în Dumnezeu și se cutremură. Doar că nu-i face voia. A face voia lui Dumnezeu înseamnă a fi un om bun, înseamnă a fi un om smerit, înseamnă a nu da voie răului să fie mai puternic în tine decât binele. Cu siguranță că nu putem fi desăvârșiți pentru că am fi sfinți. Cu siguranță că fiecare om are slăbiciunile lui, poate răutățile lui, însă la aceste răutăți să punem capac, să punem în primul rând pază gurii noastre, așa cum ne spune psalmistul, pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Această rugăciune de a pune pază gurii mele are o mare legătură cu ceea ce vă spuneam, cuvintele care pot otrăvi. În primul rând, ne otrăvesc pe noi, ne otrăvesc sufletul, ne otrăvesc apoi mintea, pentru că în subconștientul nostru se generează anumite informații negative care transmit la un moment dat mesajul de ură. De aceea oamenii ajung să se urască pentru lucruri de nimic, de regulă de la bani pleacă multe, multe certuri, de la neîncredere, de la infidelitate, și aș vrea să le răspund celor care m-au întrebat ce înseamnă căsătoria. Iubiții mei, căsătoria înseamnă școala sau este școala de fidelitate. Cine reușește să o facă, cine reușește să înțeleagă că prin căsătorie cei doi și-au unit destinul, și-au jurat înaintea lui Dumnezeu până la moarte iubire eternă, atunci vor înțelege că n-au voie să greșească și vor înțelege că în viața lor trebuie să domnească fericirea. M-au întrebat la fel, ce înseamnă fericirea, părinte? Fericirea este egal pace. Câte vreme în familia ta nu există pace, câte vreme în familia ta nu există armonie, există doar ceartă, există doar ură, există doar orgoliu, cine este mai puternic, cine conduce. Adică sunt familii care fac concurs de performanță, care e mai interesant. Deja nu mai putem vorbi de iubire sau de fericire și vorbim de o stare de latență în care ne-am obișnuit și totul merge prin inerție, așa, ca la început. Vreau să vă completez câteva lucruri legate de ceea ce vedeți aici pe masă, acest pachet al bucuriei, care îl însoțește, iată, prin icoana Sfântului Pangratie, tămâia, brățara și această sticluță de un delem sfințit. O sticluță, repet, care conține în ea atâta energie, pentru că noi suntem energie și trebuie să recunoaștem acest lucru. Energia din noi poate fi furată de oamenii care sunt răutăcioși. Există vampiri energetici, nu știu dacă ați înțeles sau ați auzit vreodată acest mesaj. Există oameni care pur și simplu îți fură energia. Poate i-ați întâlnit, stai de vorbă 3 minute cu el și nu știi ce să mai faci ca să scapi, pentru că ai impresia că te deranjează. Este antipatic, ca să folosesc un termen modern, dar acești oameni, din păcate, sunt oamenii care au mai multe fețe. Îi veți întâlni frecvent. O față au în fața ta, zâmbesc, râd, te periază și când au ieșit pe ușă te înjură sau te vând, precum l-a vândut Iuda, pe Hristos. Iubiții mei, vreau să înțelegeți că prin ceea ce vă spun, inclusiv prin icoana Sfântului, în momentul în care eu, ca duhovnic, vă recomand să le luați acasă,
vă spun că este bine să le luați în casele dumneavoastră tocmai pentru a vă proteja de duhurile cele necurate și de atașamente. Nu există om care să nu aibă atașamente, să aibă duhuri necurate. Unii au duhul mândriei, alții au duhul banilor. Deci pentru bani sunt în stare să o vândă și pe mama lor. Alții au duhul beției. Și Doamne, câte familii suferă din cauza beției. Sunt întregi, sunt, cum să zic, drame. Familii care plâng pentru că soții sau soțiile beau litri de alcool pe zi și nu se mai pot înțelege, ajung să se despartă și despărțirea unui tată de copil sau de copii sau unei mame care este vicioasă este o tragedie. Am întâlnit copii care nu se puteau stăpâni din plâns atunci când povesteau scenele dramatice. Poate cuvântul, nu știu dacă este tocmai potrivit, când venea tata acasă, o jignea pe mama, o lovea, îi lovea și pe ei și mai mult îi pedepsea fără să fie vinovați. Deci, aceste lucruri, să știți, iubiții mei, se setează în subconștientul nostru. Și dacă am trăit, poate în copilărie, astfel de experimente, astăzi le retrăim în viața noastră pentru că acolo, în acel moment, s-a setat în subconștient frica. Ori Sfântul despre care v-am vorbit este cel care alungă frica din viața noastră, alungă temerile, mai ales la cei care sunt în starea de anxietate, de depresie, panica. Și mulți îmi spuneau, părinte, poate o să râdeți de noi, dar oriunde mergem cu mașina, în vacanță, oriunde mergem împreună cu familia, îl punem în geantă cu noi și Sfântul este protectorul nostru. Eu mă bucur și nu spun că alți sfinți nu sunt protectori, sunt, iubiții mei, toți sfinții mărgăritare din cer. Însă fiecare sfânt se identifică cu modul nostru de gândire. De aceea poate nici eu nu sunt plăcut ca om, ca preot tuturor celor care mă ascultă, dar sunt unele persoane care se identifică cu Duhul cel bun pe care eu îl transmit și m-ar asculta ore în șir și de ce nu, poate prin cuvintele mele, prin îndemnurile mele, mulți dintre dumneavoastră, cei care m-ați ascultat, v-ați schimbat viața. Cu privire la ceea ce citim pe micul ecran, programarea. Programarea poate fi făcută și prin rugăciune, luându-l ca ocrotitor pe un sfânt, fie că este Sfântul Pangratie sau alți sfinți pe care noastră iubiți. Insistam la Sfântul Pangratie pentru că s-a dovedit a fi cel mai grabnic ajutător, adică sunt oameni care s-au rugat azi și mâine și-au rezolvat problema. În momentul în care am reușit să facem acest lucru, în momentul în care noi ne rugăm pentru o problemă, sunt oameni care trec acum prin încercări, procese, sunt în spital, sunt cu pacienți, cu copii, tată, mamă în spital, Doamne ferește, multe necazuri. Iubiții mei, pentru orice problemă pe care o aveți există o soluție. Vă rog să nu vă pierdeți. Vă rog din toată inima ca în casa voastră să o aprindeți, să aprindeți o candelă, să aprindeți lumina și să o puneți lângă icoană, dar cu mare atenție să, Doamne ferește, să nu ia foc ceva și rugați-vă, lăsați-L pe Dumnezeu să facă ceea ce nu puteți face. O puternică rugăciune sună cam așa: Doamne, te rog, ajută-mă să fac sau să împlinesc ceea ce eu nu pot să fac. De ce? Pentru că mulți dintre noi dorim să realizăm multe lucruri interesante, dar, din păcate, nu suntem la același nivel sau nu suntem atât de puri, înțelegeți ce vreau să spun, ca rugăciunea noastră să ajungă curată înaintea lui Dumnezeu. De aceea eu am recomandat și vă recomand și dumneavoastră celor care mă ascultați să scrieți 7 acatiste, nu 9, au tot felul de variante inventate de tot felul de ciudați care se dau extraterapeuți și apar pe la televizoare. Scrieți 9 acatiste, scrieți 12, scrieți 18, oamenii săraci, disperați, nu mai știu ce să facă. Nu. Există 7 arhanghieli, poate nu știați, există puteri cerești, există stăpânii, există împărății, există serafim, heruvim, deci toate acestea
care sunt lângă tronul lui Dumnezeu, sunt forțe ale Universului care au rolul lor și pe care noi le invocăm prin acatiste, rugându-L pe Dumnezeu să aibă milă de noi. Și atunci, în cele 7 acatiste pe care puteți să mergeți dumneavoastră la biserici, să le dați, dar trebuie în aceeași zi, atenție, ca slujba de pomenire și acatistele și Sfânta Liturghie să înceapă în ziua respectivă. Adică, dacă încep preoții de luni să se roage, toți aceștia 40 de zile să vă pomenească. Pomenirea înseamnă strigarea a ceea ce voi scrieți, a numelui către Dumnezeu, și din cei 7, poate unul sau doi sau trei din sfinții, din părinții noștri duhovnicești, ca să zic așa, pentru că mulți preoți au tendința de a spune Sfinte Părinte. Nu ești Sfinte Părinte, ești Părinte Sfințit, așa e corect, din părinții sfințiți, din cei 7, poate unul are trecere sau are înaintea lui Dumnezeu o mai bună trecere, ca să zic așa, și rugăciunile noastre încep să devină realitate. Am văzut minuni, iubiții mei, am văzut oameni vindecați și, credeți-mă, s-au vindecat de boli la care medicina alopată nu le-a dat nicio șansă. Au spus, nu, duceți-vă acasă, din păcate noi atât am putut face. Și au dat, sigur, poate unul la 1 milion sau unul la 100 de mii a reușit să treacă cu bine peste această suferință. Aici v-aș ruga să fiți foarte atenți la ceea ce vă voi spune. Gândiți-vă că fiecare om care se roagă lui Dumnezeu are nevoie în mod special, și nu spun asta ca să fiu înțeles greșit, de două lucruri esențiale atunci când se roagă. Încrederea în Dumnezeu este prima condiție a rugăciunii și a doua, v-am spus despre ea, încrederea în tine. Acum, unde greșim noi ca oameni? Greșim pentru că avem tendința întotdeauna de a ne compara în ceea ce ne dorim cu oamenii care nu au reușit. Și aici mă refer și mă adresez celor bolnavi, celor care aveți boli grele, nu vreau să dau nume, pentru că vibrația, de exemplu, cuvântului cancer, de care nu dorim să auzim niciodată, sau COVID, este atât de joasă încât în momentul în care l-ai pronunțat sau ai vorbit despre boală, organismul tău intră în alertă. Orice cuvânt negativ este aducător de stres pentru organism, ca să nu vă mai spun problemele pe care le avem, pentru că și stresul, de fapt, este boala secolului care îmbolnăvește întreaga ființă. Îmbolnăvește inima, în primul rând, îmbolnăvește mintea, îmbolnăvește și sufletul, care, din păcate, sărăcuțul, nefiind susținut de harul divin, pentru că nu l-ați împărtășit, nu v-ați dus la biserică, nu i-ați acordat atenția necesară, sufletul devine trist și, din păcate, neputincios pentru a susține o astfel de cărămidă grea, o astfel de boală care va pasă. Și atunci, omul, când aude că are un astfel de diagnostic, transformă informația pe care a primit-o într-o tragedie. Și iată cum vine știința și ne spune că orice informație negativă pe care noi o primim, fie că avem o boală, fie că am avut o pagubă, fie că nu știu cine ne-a păcălit, ne-a mințit sau poate ne-a adus în viața noastră nemulțumire, nefericire, să o tratăm cu indiferență și să spunem, precum a spus Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Dacă dumneavoastră vă veți opri la ușa unei probleme sau unei informații negative și o veți împărți, exact cum ne-am gândit, de exemplu, când mâncăm o plăcintă, din câte ingrediente s-a făcut, nu faceți altceva decât să vă îmbolnăviți prin informațiile pe care le dați celulele. Să nu uitați, iubiții mei, că celulele noastre sunt ființe vii și ele au memorie. Și dacă eu zilnic mă plâng, au ce mă doare, vai ce rău este, mulți dintre dumneavoastră mă sunați și spuneți, părinte, am o problemă. De ce spui că ai o problemă? Pentru că în momentul în care spui că ai o problemă, tu de fapt hrănești acea problemă ca ea să rămână în continuare problemă. Tu nu ai o problemă,
problema nu este ceea ce se întâmplă în jurul tău. Problema ești tu. De ce? Pentru că tu ești captator, ești magnetul care le atragi. Deci cum le atrag, mă întreabă lumea. Păi cum atrag eu, părinte, problemele? Păi atragi pentru că vorbind zilnic despre durerea de măsele, te vor durea într-o zi și mai mult. Dinții sau măselele. Dacă vorbești zilnic despre durerea de cap, te va durea și mai mult capul. Dacă vorbești zilnic despre lucruri care sunt poate de multe ori improbabile, adică s-ar putea ca niciodată să nu ai parte de ceea ce spui, dar te gândești că mâine mori sau te gândești că, uite, alții n-au avut șanse, teoretic, ți-ai programat în subconștient neșansa pe care tu singur o rostești pe gură și spui, păi n-are nicio, n-am leac, nu se poate, mai ales ce mă doare sufletul așa când aud medici care vin și spun pacienților, din păcate boala respectivă nu se poate vindeca. Nu există, iubiții mei, și rog să mă ierte dacă cumva se simt jigniți, am întâlnit, de exemplu, și sunt oameni care trec prin suferințe și este la modă mare, așa să zic, diabetul. Zic că e o boală cu care rămâi. Sunt șanse pentru fiecare om. Eu n-am voie să vorbesc mult, pentru că, din păcate, știți, la televizor nu poți vorbi multe. Însă dacă tu crezi că imposibilul poate fi posibil, ți-ai dat răspuns la ceea ce vreau să spun. Să știți, iubiții mei, că afectivul cu raționalul sunt într-o continuă luptă. Raționalul vine și spune, lasă-l, uite, te-ai jignit de așa. Afectivul vine și spune, mai dai o șansă, iartă-l. Afectivul vine și spune, iubește, privește tot ce este în jurul tău, bucură-te și de pixul ăsta, pixul acesta este energie, bucură-te de el, bucură-te și de faptul că acum mă poți asculta, bucură-te de tot ceea ce asculți. Ce a zis îngerul Gavril Mariei, știți, când i s-a arătat? Nu i-a zis bună ziua, să trăiești, i-a zis bucură-te cea plină de har. Deci cuvântul bucură-te sau bucurie, pe care vă rog să-l rostiți cât mai des, cuvântul iubire, cuvântul sau cuvintele frumoase hrănesc ADN-ul care vă hrănește de altfel întreaga ființă. Celulele noastre se hrănesc prin informația noastră. De ce? Și vă voi explica și din punct de vedere științific, dar și din punct de vedere spiritual. Să nu uităm că peste 70% din noi suntem celule care sunt hrănite cu ce? Cu apă. Omul poate să reziste nemâncat 40 de zile, dar nu poate trăi fără apă mai mult de 5. Apa pe care o bem, spunea Masaru Emoto, are capacitatea de a memora informația pe care o transmit. Și apa poate fi otrăvită prin cuvintele mele în momentul în care încep să mă vaiet. Să știți că de regulă unde te vaieți? În bucătărie, au ce mă doare, vai, și încep să vorbesc și mă plâng. Apa memorează informația pe care tu o transmiți și în momentul în care o bei, ea nu mai este binefăcătoare, ea devine o travă. Nu o simți pe loc, o simți peste câteva zile, o săptămână și iată cum o travă dată celulei, la un moment dat ce face? Declanșează, pentru că fiecare din noi știm că purtăm celula cancerigenă, declanșează la un stres sau la o neatenție a noastră, o supărare negândită, declanșează o boală de care după aceea ne chinuim luni, ani, cheltuim bani cu credința că ne vom face bine și că poate pentru noi există o șansă. Ca să reușim în șansa de care eu vă vorbesc, trebuie să ne programăm, să spunem, pe mine nu mă poate învinge boala, pe mine niciodată nu mă va învinge necazul și problemele care sunt, pe mine mă ajută Dumnezeu. Și spuneți amin, câtă vreme veți spune acest lucru și câtă vreme informația negativă, iată, ați primit o informație că, Doamne ferește, sunteți bolnavi de ceva, se transformă într-o gândire pozitivă. Domnul a dat, Domnul a luat. Sunt convins că tot ce se întâmplă în viața mea se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Dacă mi-a dat o boală, înseamnă că am de învățat o lecție.
Dacă mi-a dat Dumnezeu o suferință, înseamnă că eu trebuie să mă purific și mai bine că sufăr acum decât să sufăr pe lumea cealaltă și, Doamne ferește, acolo suferința este veșnică. De asemenea, în momentul în care mă rog unui sfânt și de regulă sfântul pe care eu vi l-am recomandat ca fiind aducător de bucurie, alungător de tristețe și sprijinitor în necazuri și mai ales la cei care aveți greutăți financiare, la bunăstare, vreau să vă spun că sfântul este atât de prezent în viața multor, zeci de mii de oameni care îl au deja în casele lor, încât a creat la nivel de univers. Noi să nu uitați că sunt oameni care 40 de zile timp de 10 minute de la orele 22 la 22 și 10 minute în fiecare seară s-au rugat cu icoana Sfântului lângă ei ca bunul Dumnezeu să le împlinească dorințele. De aceea, orice om care astăzi se află într-o problemă are nevoie de o dezlegare și să știți că în știință se spune că v-am mai spus, știința vine să confirme religia pentru că iată, ele și-au dat mâna și știința ne spune că avem o problemă, ți-o confirmă prin testele medicale, iar credința vine să spună imposibilul poate fi posibil, adică nu te programa la moarte, nu te programa la neșansă, nu te programa la eșec prin ceea ce spui, programează-te la un viitor frumos, programează-te la o viață fericită și spuneți și repet, faceți aceste afirmații că nimeni și nimic nu mă poate învinge pentru că puterea lui Dumnezeu este mai mare. Însă avem aici câteva aspecte despre care n-am discutat, despre blesteme și farmece. Sunt oameni care moștenesc blestemele pe neam, moștenesc anumite farmece. Le moștenesc cum? Nu le-au dezlegat la timp și ele, iată că le aduce suferință. De aceea, pe data de 21 noiembrie, când este hramul intrării în Biserica Maicii Domnului, vă aștept, începând cu orele 10, la dezlegări. 21 noiembrie, care duminica. Vă aștept cu drag să ne rugăm, să fiți împreună cu noi, indiferent de unde sunteți, din ce localitate. Ne vom ruga, vom face dezlegări împreună și veți vedea că după aceste dezlegări sunt oameni care s-au întors la casele lor, au mulțumit lui Dumnezeu și și-au schimbat viața. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați și încercați și voi să-i binecuvântați pe alții cu dragoste și iubire. Doamne ajută!